Ce sfaturi, recomandări ai pentru elevii care se pregătesc pentru meseria de balerin? Sfaturi și recomandări. Aș putea spune că, în primul rând, să fiți siguri de faptul că e ceea ce vă place foarte mult. E nevoie de o pasiune mare pentru meseria asta. De asemenea, aș putea spune să, pe cât se poate, să învățați de la toți cei din jurul vostru, de la toți profesorii voștri. Să, dacă aveți posibilitatea, mergeți la cât mai multe workshop-uri, încercați mai multe stiluri de dans și nu în ultimul rând, nu neglijați cultura generală. E foarte importantă, nu numai pentru balerini, ci pentru orice om. Talent versus muncă, care este cheia succesului în această meserie? Nu aș putea spune că știu care este cheia succesului în această meserie, însă cred că este nevoie de amândouă în egală măsură. Talentul e ceea ce ne-a dat Dumnezeu, un har pe care ar trebui să-l valorificăm cât de mult putem. În schimb, cred că e nevoie de foarte multă muncă. Însă dacă faci cu plăcere, nu cred că e atât de multă muncă. De ce ai ales să rămâi în România și să-ți construiești cariera aici? Am ales lucrul acesta pentru că am o relație specială cu cei din familia mea și fiind unicul copil, am simțit cumva nevoia să nu-i părăsesc pe ai mei. Însă trebuie să recunosc că a fost de multe ori în mintea mea să plec. Am și dat multe audiții pe care le-am luat și chiar și la școală. Puteam să aleg o altă școală, însă cu toate acestea am rămas acasă pentru că aici mi-a spus inima mea să rămân și nu regret o clipă acest lucru.